Despre evoluția politică din ultimele zile discutăm cu invitatul Observatorului, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, Paul Por. Bine ați venit la Observator! Bine, v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. La începutul discuției noastre aș vrea să ne spuneți cum ați văzut dumneavoastră toată această criză care a intervenit în USL în ultimele două săptămâni. Cu ochi critici. Ca aproape tot românul, cred că. Adică vom afla mai multe în seara asta, după decizia delegației permanente a Partidului Național Liberal. Dar este foarte probabil ca liberalii să iasă de la guvernare și destul de probabil să se rupă și USL-ul, pentru că altfel acesta oricum este golit de conținut. Și după părerea mea, sunt mulți perdanți prin această manevră. În primul rând pierde Partidul Național Liberal. De ce? De la guvern va trece în opoziție. Pe toate planurile. Și în guvern și pe plan local, prefecți, etc. Poate în timp va fi și un efect benefic de imagine. Dar asta e relativ. De asemenea, pierde PSD-ul. Chiar dacă și-a asigurat o altă majoritate numită acum USD, prin schimbarea unei litere, dar oricum va fi o guvernare chinuită. Pentru că nu mai au majoritatea aia covârșitoare de 70%, deci cu alte cuvinte, toate proiectele mari propuse de către USL și pentru care această coaliție a fost votată de 70% din populație, toate aceste proiecte mari nu vor mai putea fi efectuate. Și adică poate modificarea Constituției, regionalizare, etc. Și poate că nu e rău dacă nu mai există o majoritate atât de covârșitoare. Poate să discută altfel toate proiectele care urmează să fie votate. Da, pe urmă mai sunt perdanți. A pierdut România pe ansamblu, ca imagine cel puțin, și pe plan politic. Iară se vor găsi câțiva care o să zică acum ăștia nu sunt apți de a intra în spațiul Schengen, de data asta pentru totul alte motive. Alea tehnice le avem de ani de zile, dar întotdeauna se găsește o chestie când cu bască, când fără bască. Cred că vom pierde și pe plan economic, pentru că un investitor care vrea să investească în Est, venind din America, de exemplu, sau din vestul Europei, dacă vede ce se întâmplă la noi, ba, vrem să dăm jos președintele, ba, modificăm guverne, ba, nu știu ce, eu zice, domnule, ia cam instabil, eu mai bine mă duc în Polonia sau în Slovacia sau undeva unde e liniște. Și tot ieftină este forța de muncă sau aproximativ la fel de ieftină. Deci ăștia sunt perdanții, mulți, zic eu. Sunt și câțiva câștigători. PC-ul, care de data asta, ca să vorbesc în citate prezidențiale, a făcut mișcarea inversă. Deci, nu de la stânga la dreapta, cum a fost acum câțiva ani, când a asigurat o majoritate infimă, dar suficientă, soluția imorală, ăsta e citatul, acum au făcut mișcarea inversă, de la dreapta la stânga. Deci ei au câștigat. E un partid mic, dar care contează, se pare că în anumite situații. Nu știu dacă este partid, dar asta e părerea mea personală despre partidele din România, n-are importanță. S-ar putea să câștige UDMR-ul, după cum se vede, deci vor intra probabil la guvernare. Au fost invitați la guvernare, da. Li s-au propus și vedem dacă vor accepta, bănuiesc că da, încă nu i-am văzut niciodată în acești 25 de ani să refuze o participare la guvernare. Poate sunt câțiva câștigători și în opoziție, ce mai îngroaș un pic rândurile. Oricum, din punct de vedere democratic, va fi un eșichier politic mai echilibrat decât 70% și 30%. Care va fi poziția minorităților? Care va fi poziția FDGR-ului în toată această ecuație? Poziția FDGR-ului va fi aceeași ca și a celorlalte 17 minorități cu care formăm fracțiunea minorităților naționale, mici, deci exceptând UDMR-ul, care e fracțiune separată și în Senat și în Camera Deputaților. Și ca și de alte dăți, această fracțiune se va orienta pro-guvernamental și pe bună dreptate. Pentru că așa a fost întotdeauna, de partea... Da, adică fiind numeric foarte puțin, n-ai ce să faci de partea poziție, puterii. Decât eventual, din partea puterii, mai poți să obții ceva. Vorbim aici și de domnul Klaus Iohannis, care face parte acum din PNL, dar care este membru FDGR. Poate, nu știu, să vină cu un sfat, să schimbe această orientare a FDGR-ului? S-a pus vreodată această problemă? Nu. Dânsul, când a plecat în Partidul Național Liberal și a asumat acest eventual risc, care acum se vede că este iminent,
de a ajunge cu fosta formațiune, deci cu Forumul German, oarecum în opoziție, în bărci diferite. Noi din Forum, sigur că nutrim aceleași sentimente și eu personal, dar și alții, de prietenie, de stimă pentru Klaus Iohannis, indiferent că este primar, că este premier sau președinte sau iese din politică. Deci asta este partea sentimentală care nu se va schimba. Ori aderarea noastră, inclusiv a Forumului Democrat al Germanilor, împreună cu celelalte minorități, la formațiunea nouă creată USD, este o chestie pragmatică, politică, care nu se judecă sentimental. Și atunci, sigur că apare această coliziune între afecțiune de o parte sau relații personale și relațiile obiective care trebuie să guverneze în interesul Forumului și al celorlalte minorități. Numirea lui Klaus Iohannis în funcția de ministru de interne și vicepremier, pentru că aici au apărut discuțiile la pachet cele două funcții. Practic a stârnit și tot acest scandal în cadrul USL-ului. Numele Klaus Iohannis a speriat, credeți, PSD-ul? Sau poate n-aș generaliza, speria, probabil poate fi unii din PSD ruperii USL-ului, care vor la Ministerul de Interne pe cineva de nădejde, ca să spun așa. Și unul care vine și vrea să facă ordine și să aplice legea. Acesta credeți că a fost motivul? Probabil. Poate fi legată această posibilă rupere a USL-ului de numele lui Klaus Iohannis? Nu, cred că este un pretext. Deci, deja de săptămâni și luni, această coaliție a denaturat în așa măsură ca și o relație conjugală, care inițial a fost cum a fost, indiferent că e de interes sau pe bază de afecțiune, dar care în decursul timpului a ajuns într-un asemenea grad de deteriorare încât cei doi, aici cei doi din coaliție, respectiv cei doi dintr-o legătură, au ajuns să-și spele rufele în public, cât practic nu a mai rămas decât o singură ieșire, divorțul. Deci chestia asta a fost upgradată de săptămâni și luni înainte să fie Klaus Iohannis în discuție pentru cele două posturi. Cred că asta a fost pretextul. A ieșit domnul Clin Antonescu cu o declarație zilele trecute în care spunea că domnul Klaus Iohannis va fi la un moment dat prim-ministru. Îl vedeți în această funcție? Nu știu, ați avut discuție? Atunci când v-am întrebat dacă v-ați așteptat să fie numit vicepremier, spuneați că e o surpriză. Ar mai fi o surpriză pentru dumneavoastră o numire în postul de prim-ministru sau, de ce nu, o candidatură la președinție? În conjunctura actuală, nu. Dar, în principiu, orice se poate. Îl vedeți? Da, și cred că va fi un prim-ministru bun, dacă ar fi numit. Credeți că va candida la prezidențiale anul acesta? Nu cred. La următorul mandat? Poate, trebuie să-l întrebați pe dânsul. Într-o eventuală rupere a USL-ului, credeți că vor fi mișcări și pe plan local? Adică vom vedea schimbări de directori, de vicepreședinte la Consiliul Județean? După experiența din ultimii ani, sigur. Viceprimar? Sigur. Dau exemplu din spitalul în care lucrez, unde de 7 ani de când am venit la Sibiu s-au perindat 11 directori. Vorbesc de manager, deci directorii general, nu vorbesc inclusiv cu cei adjuncți. Este una din lucrurile triste care se întâmplă la noi, adică întotdeauna toți sunt schimbați pe criterii politice. Adică eu înțeleg dacă se schimbă un guvern, eventual să fie schimbați prefecții. Cu toate că teoretic nici asta n-ar trebui, pentru că ei sunt funcționari publici sunt de grad înalt, care au ieșit dintr-un partid și sunt, teoretic cel puțin, apolitici. Dar hai să zicem că pentru asta mai ai înțelegere când guvernul de o culoare schimbă prefecții de altă culoare, judecând că politica guvernamentală nu poate fi aplicată în județul respectiv de către unul din opoziție. Deci până aici hai să zicem că s-ar mai... poate închide un ochi, dar strict legal nici asta nu e voie. Dar nu înțeleg de ce la fiecare schimbare de guvern sau fracționare de guvern sau repunere de, sau tot felul de mișcări guvernamentale să fie schimbați toți directorii de școli, de grădinițe, de spitale, de tot ce există în țara asta. Asta nu e constructiv, dimpotrivă. Și plus că fiecare începe cu moștenirea grea, adică în loc să clădească măcar pe ce au făcut cei de dinainte, dăm jos tot și începem iară de la zero.
Pentru că fiecare sigur vine nu-i cu bine lui. Că era de la ceilalți. Ori asta e deloc constructiv, din potrivă. Și se și vede la toate nivelele. Deci este un principiu dăunător, după părerea mea, și n-ar trebui aplicat. Dar după experiența ultimelor ani, sigur se va întâmpla din nou așa, adică toți care au funcții și fiind acum în Partidul Național Liberal și dacă vor rămâne în acest partid, pentru că și asta e o problemă cu posibila migrație a unuia sau altuia, probabil că vor fi schimbați. În Consiliul Local, FDGR-ul are majoritate, deci acolo probabil nu știu... N-avem majoritate. În Consiliul Județean avem... Consiliul Local. Local. Da, acolo este majoritate, 66%. Există majoritate și probabil îl susțineți pe viceprimarul de la PNL. Mă gândesc că acolo nu va fi o problemă. În Consiliul Județean? Acolo avem 9 consilieri din 33, deci este o fracțiune nu de neglijat. Primul ministru a ieșit astăzi cu o declarație. Era destul de supărat, cel puțin așa mi s-a părut, nu a fost chiar în apele lui, când a făcut un apel pentru a nu se rupe USL-ul. Cum ați văzut această declarație, acest apel? Apelul ăsta e cam tardiv. Adică s-au tot făcut apeluri, dar una e vorba și alta e fapta. Adică au făcut apelul la înțelegere, dar au făcut tot posibilul ca să nu se înțeleagă. Încât mi se pare gratuit acest ultim apel. Cum vedeți dumneavoastră evoluția politică în viitorul apropiat, să spunem? Păi va guverna USD-ul, cu sau fără UDMR, probabil cu. Vor avea o majoritate chinuită, dar vor avea și va fi o guvernare chinuită. Adică fără proiecte mari. Vom vedea ce se întâmplă în toamnă când vor fi alegeri prezidențiale, cine va fi președinte, pe cine va numi prim-ministru. Deci eu văd până în toamnă o politică de pași mici din partea guvernului, pentru că nici n-au ce să facă altceva cu majoritatea care o au acum. Surpriză în ceea ce privește candidații care vor participa la alegerile prezidențiale, credeți că vom avea pe parcurs? Păi vor fi, probabil, iar 10-20, ca și în ultimii ani. Fiecare care se simte că are menirea pentru a fi un prezidențiabil, o să se înscrie și e dreptul fiecăruia. Poporul va tria. Credeți că mai merge în continuare Crin Antonescu cu Eu o candidatură? Da. Eu cred că da. Îl vedeți și cu șanse? Da. Pe cine l-ați vedea? Cu cine l-ați vedea în turul 2, să zicem? Pe Crin Antonescu? Păi probabil cu Ponta, dacă Ponta se decide să candideze. Sau pe cineva denumi, PSD-ul. Credeți că va fi o surpriză din partea PSD-ului? Va veni cu o, nu știu, o persoană... Asta va trebui să întrebați conducerea PSD-ului. Nu știu, mă gândeam că poate v-ați făcut așa o imagine din ceea ce ați văzut așa pe planul politic. La orice ne putem aștepta. Un an dificil, în concluzie? Da, din păcate. Noi nu am ieșit încă de binelea din criză, chiar dacă am avut o creștere oarecare, dar totuși firavă. Și o creștere sănătoasă economică este dacă se produce, dacă se face profit și dacă o bună parte se duce la export. Ori nu din consum sau din taxe sau din bani trimiși de cetățenii noștri, conaționalii noștri, 2-3 milioane care trăiesc în Spania, Italia și pe unde, care trimis sume serioase. Deci nu astea care duc la o creștere veridică a PIB-ului. Sunt creșteri, dar va trebui să vedem în esență creșterea. Și la partea economică nu stăm chiar așa de bine. Deci, după părerea mea, încă n-am ieșit din criză, nici financiară și nici economică. Și nici Europa n-a ieșit. Nici țările care au euro și nici ceilalți. Deci va fi un an dificil pentru toată lumea. Pentru că sunteți medic, aș vrea să vă mai cer o părere. Toată această criză... Arăta sănătoasă. Toată această criză care a fost în USL a fost și la Ministerul Sănătății oarecum, pentru că ministrul Nicolaescu ar fi trebuit să ocupe un alt post. Se simte, nu știu, această Domnul criză Nicolaescu și a fost și la al doilea mandat la acest la minister local. Și, după părerea mea, dacă dânsul părăsește guvernul pentru sănătatea din România, nu va fi nicio pierdere deosebită.
Aș vrea să vă mai cer o părere. Poate ați văzut și dumneavoastră, am difuzat și noi un material cu ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Mediaș, acolo unde a fost introdusă o taxă la serviciul de urgență. E adevărat, taxa a fost retrasă după ce a apărut și materialul după ce a apărut în presă. Există o astfel de posibilitate? Adică se introduce o taxă la serviciul de urgență, unde știm că e un serviciu gratuit? Nu știu în privința asta cât este de permisivă legea. Ar trebui să întrebați un jurist sau să ne documentăm. Sigur că în principiu e voie să... Și noi avem o taxă pentru cei care nu sunt urgențe sau așa, de 5 lei, simbolică. O coplată se numește. Tot un fel de taxă este. Deci probabil că și această taxă, mă gândesc că este legală, care s-a cerut la Mediaș, că dacă nu ar fi venit DNA-ul sau procuratura sau ce știu eu, dar indiferent dacă este legală sau nu, mie ca medic mi se pare absolut imoral la un serviciu de urgență să iei o taxă. Adică oamenii acolo în principiu vin pentru o urgență. Și atunci ce înseamnă taxa? Deci cei care au plătit taxa intră mai repede și ceilalți mai stau o oră în plus? Sau... Deci mi se pare cel puțin dubios introducerea acestei așa numite taxe, cum spuneți dumneavoastră. Nu știu nici foarte multe detalii, dar va trebui să întrebați un jurist. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Observator. Plăcere.